Șoferul care a tamponat marți mortal un copil de 14 ani în localitatea Buldurești din raionul Nisporeni și a fugit de la locul faptei a fost reținut de oamenii legii. Acesta s-a dovedit a fi chiar primarul localității, care a încercat în ultimele 24 de ore să camufleze tragedia. Îndată după accident, bărbatul a schimbat numărul de matriculare a mașinii cu care a tamponat băiatul, autoturismul fiind de serviciu. Ulterior, el a anunțat unitatea de transport în căutare, după care a închis telefonul și s-a făcut nevăzut. Primarul nu s-a prezentat la muncă, dar nici acasă nu a fost în această perioadă. În seara zilei de 20 februarie, acesta a înscenat un accident rutier cu implicarea mașinii anunțate în căutare pentru a ascunde urmele accidentului în care a decedat adolescentul, însă planurile sale au fost deconspirate de poliție. Persoana este reținută și pe acest caz este intentat un proces penal. Bănuitul este primarul localității din Nisporeni și a activat în organele de internet. Din investigațiile oamenilor legii, primarul ar fi fost ajutat să ascundă urmele și să ducă în eroare polițiștii de mai mulți complici. Unul dintre ei a fost reținut pentru 72 de ore. Este vorba despre un medic stomatolog care l-ar fi ajutat să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să schimbe plăcuțele de matriculare. Trupul unui student moldovean a fost depistat astăzi dimineață în canalul Bega din orașul românesc Timișoara. Potrivit autorităților de peste Prut, poliția a fost sesizată de doi studenți care se îndreptau spre universitate și au sunat la 112 după ce au văzut cadavrul unui bărbat căzut în canal. La fața locului au intervenit mai multe echipe de pompieri și scafandri care au inițiat căutările. Corpul tânărului de 19 ani din Republica Moldova a fost găsit la scurt timp. Ne-am pregătit de intervenție și am vorbit cu martorii unde era zona în care a fost văzută persoana ultima dată. Ne-am pregătit echipamentul și am intrat în apă. Condițiile au fost grele pentru că temperatura apei este foarte scăzută și vizibilitatea este redusă, dar după jumătate de oră echipa noastră de doi scafandri a reușit să dea peste persoana dispărută și am reușit să o scoatem cu succes la suprafață. Potrivit presei române, în seara zilei de ieri tânărul tocmai își sărbătorise ziua de naștere și este mai mult probabil că acesta să fi fost în stare de ebrietate și ar fi căzut accidental în canalul Bega. Pe acest caz polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să stabilească cu precizie dacă a fost vorba de un accident sau de o sinucidere. Doi bărbați au fost reținuți fiind suspectați de extorcare de bani în rezultatul jocurilor de noroc ilegale desfășurate în diferite localități ale țării. Unul dintre reținuți era responsabil de organizarea jocurilor ilegale de poker, iar al doilea participa la extorcarea banilor. Victimele lor sunt doi jucători care au pierdut la poker și cu care se cunoșteau din activitatea lor profesională anterioară. Una din victime s-a ales cu datorii inventate de peste 80.000 de lei pe care le-a transmis-o escrocilor, după care a decis să depună o plângere la structurile de forță. Cel de-al doilea jucător le-ar fi datorat agresorilor 15.000 de euro, dintre care le-a transferat 20.000 de lei, după care i-a denunțat la poliție. Casele celor doi escroci au fost percheziționate, la una din ele fiind depistată o masă de poker și seturi mari de fișe. Procurorii PC Cox urmează să cerceteze problemele și să determine necesitatea aplicării arestului preventiv, timp în care cei doi beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii. Patru bărbați ucraineni ar fi plătit mii de dolari pentru a fugi din calea războiului și ajunge ilegal în Republica Moldova. Străinii au fost surprinși în zona de responsabilitate a sectorului poliție de frontieră largă. Descoperirea migranților ucraineni a avut loc cu ajutorul dispozitivului de detecție și alertă. Grupul de patru bărbați se deplasa în interiorul țării din Ucraina, fiind localizați la aproximativ 50 de metri de linia de frontieră. În cadrul verificărilor preliminare, polițiștii de frontieră au stabilit că cei care încercau să treacă clandestin frontiera sunt cetățeni ucraineni, solicitanți de azil pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru a ajunge în țara noastră, aceștia ar fi plătit în Ucraina 5.000 de dolari fiecare. Cercetările pe caz continuă în vederea elucidării circumstanțelor.